Poliția Română și Lidl continuă educația rutieră prin campania națională Verde la Educație pentru Circulație, un proiect adresat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani pentru al 7-lea an consecutiv. Astfel, la finele săptămânii trecute, fiecare copil cu vârsta între 4 și 10 ani a avut șansa să învețe cum să fie un pieton responsabil direct de la reprezentanții Poliției Române. Devenind deja tradiție, evenimentul național de educație rutieră Verde la Educație pentru Circulație, inițiat de Lidl și Poliția Română, are ca scop conștientizarea în rândul celor mici, dar și al părinților, privind importanța cunoașterii și respectării regulilor de circulație. Proiectul își propune totodată formarea unui comportament responsabil în trafic al copiilor, pentru ca, pe termen lung, numărul de accidente în care sunt implicați cu vină cei mici să se reducă. Și motocicliștii? Și mașinile. Deci toate mașinile, că sunt mici, că sunt mari, toți bicicliștii trebuie să oprească și cei cu motocicleta, a spus, da, corect? Deci când mergem cu bicicleta pe stradă, chiar și cu bicicleta, dacă vedem acel indicator, obligatoriu trebuie să oprim, corect? Da. Bravo.